Bună seara din nou, Cătălin. Vă salut din nou, bună seara. Tu ești realizator al unei emisiuni online care se numește Field of Markets. Pentru cei care nu știu, este una dintre emisiunile importante financiare din online-ul și offline-ul românesc, pentru că tu ai fost și pe TV. De luni până vineri, de la ora 5, sunteți live și discutați acolo despre, cu diversi invitați, despre companii, despre rezultate financiare, inclusiv pe extern. Cătălin, spune-mi, te rog, tu ce așteptări aveai de la sezonul acesta de raportări financiare la 6 luni? Păi aveam aceleași așteptări pe care le aveau și analiștii, rezultate extrem de bune. Și asta pe de o parte datorită bazei de raportare, să spunem așa. Trimestrul 2 de anul trecut a fost clar cel mai slab, nu din istorie, dar din ultimii mulți ani. Și atunci văzusem niște statistici, erau așteptate ca veniturile să crească cu 19,6% față de aceeași perioadă a anului trecut și câștigurile pe acțiune cu 63,6%. Deci iată niște cifre de-a dreptul impresionante. Evident că avantajate, să spunem așa, cele mai optimiste prognoze se refereau tocmai la sectoarele afectate de pandemie, nu? Linii aeriene, s-a vorbit și aici, Horeca, sectorul energetic, de ce nu? Ține minte că în mai anul trecut, da, contractele futures pe petrol erau negative. Deci domeniile astea. Ce m-am uitat și o statistică interesantă, în ultimii ani, aceste câștiguri istorice, să spunem, tind să bată așteptările cam cu 3-5% la fiecare sezon de raportare. Deci companiile reușesc să surprindă pozitiv în general. Eu chiar îmi puneam problema ce guidance dau companiile când vorbesc cu analiștii, de tot timpul sunt bătute așteptările astea. Ei, iată, ultimele 4 trimestre, început cu trimestrul 2 anul trecut, 12,6%, trimestrul 3 anul trecut, 15,5% în plus, ultimul trimestru de anul trecut, 13,2%, iar trimestrul 1 de anul ăsta, 28,7%. Ei, asta, toate astea fac ca media să fie undeva de 18% peste estimările analiștilor. Deci dacă ne raportăm la acel 3-5% și în ultimul an avem peste 18%, e clar că suntem în altă epocă, să spunem așa, în altă perioadă, în alt sezon de raportări și se așteptau tot așa 18-20%, da? Estimările în dolari, în schimb, m-am uitat, foarte interesant, chiar dacă profiturile companiilor sunt mai puternice, evident, și economia din trimestrul 2 mai bună, mai puternică ca trimestrul 1, totuși aceste câștiguri în dolari pe acțiune rotunjit erau de 49 de dolari în trimestrul 1, 45 de dolari în trimestrul 2, 48 de dolari în trimestrul 3 și 50 de dolari în trimestrul 4 după Refinitiv, deci creșteri între 50%, 60%, respectiv 18-25%. Deci până la urmă, ce concluzie aș trage? E clar, the best of the best, da? Nu știu, cel mai tare sezon de raportări, cel puțin din ultimii ani. Și asta s-a confirmat și de cifre. Întrebarea e cea mai puternică rată de creștere din ultimii peste 10 ani. Evident că se recuperează, că și acum în 2009 s-a recuperat după criza din 2007. Da? Deci raportările sunt față de, să spunem, suntem în cea mai bună perioadă de după acea revenire, de după marea criză, aia, o criză într-adevăr financiară și pe o perioadă mult mai mare de timp. Întrebarea e, am două întrebări. Rămânem cu aceste cifre și în continuare pentru trimestrul 3, de ce nu pentru trimestrul 4, că au crescut clar în tandem cu trimestrul 2, au crescut și așteptările pentru trimestrul 3. Nou normal devine 20%? Asta mă întreb eu și probabil îi întreb pe toți. Poate să dați și voi răspunsurile astea, pentru că va fi interesant. Ce e interesant aici este guidance-ul pe care companiile îl dau. Acesta e clar pentru mine, acest plus 20%, să spunem, vine după un guidance, cum spuneam înainte, neclar, să spunem așa. Adică eram într-o perioadă și cu baza de raportare și cu revenirea asta, a fost cumva neclar, nu era o creștere liniară sau o bază de raportare clară ca înainte. Și atunci
odată ce va veni mai clară mai guidance-ul ăsta, îndrumarea asta din partea analiștilor, va fi mai, vom reveni către media aia de 5% de care vorbeam noi. Totuși, scuză-mă și te las, o altă întrebare o am, dacă ne raportăm la 2019, mai e sezonul ăsta atât de bun? Au fost și aici depășiri, s-a văzut, dar totuși diferențele sunt mult mai mici, 5-10% maxim. Asta vreau să te întreb, având în vedere că 2020 a fost un an atipic în foarte multe puncte de vedere, dacă totuși rezultatele actuale pe care le vedem nu sunt atât de bune, tocmai pentru că cele din 2020 în prima parte au fost atât de proaste. Cu siguranță am dat răspunsul ăsta și știm că e, așa e. Și pentru mine clare sunt cifrele alea. Deci acel 18-20% media din ultimii 4 ani, acum suntem cu 40% sau cu 50% sau cu 60% în unele cazuri. Trebuie să ajungem cumva să ne liniștim, să ajungem către acel 3-5% așteptările depășite și până la urmă creșterea să fie una normală. Oricum s-au temperat și din cifrele economice, vedem clar că s-a cam temperat revenirea aia puternică, cum era de altfel și normal. În ce măsură consideri că aceste rezultate sunt și o urmare a banilor ieftini aruncați în piață în ultima perioadă? Pentru că și aici, poate faptul că s-a putut împrumuta la niște costuri extraordinar de mici, au existat o grămadă de bani în piață, s-a făcut consum și mai departe, poate i-a ajutat foarte mult. Cu siguranță a ajutat foarte mult, atât la câștigurile și profiturile companiilor, cât și la creșterile de pe burse. Atâta timp cât va continua această epocă a banilor ieftini, da, și cu siguranță va continua anul ăsta, nici nu se discută, da, posibil și la anul și de ce nu mai mult, depinde ce înseamnă bani ieftini, că dacă crezi dobânzile cu jumătate de punct procentual sau cu 25 de puncte basic point, odată de două ori n-ar fi mare diferență. Evident că se va schimba sentimentul din piață, dar asta e altă discuție. E clar, răspunsul e da și la întrebarea ta, deci clar a avut un impact și asta. Acum e diferit pe sectoare, n-am studiat foarte în amănunt, aștept să se termine sezonul să văd până la urmă alte statistici, dar mie astea mi s-au părut interesante și deja mă gândesc la sezonul următor de raportări, pentru că ăsta s-a cam terminat pe Wall Street, adică mari giganți, companiile cunoscute, din care o să prezint și eu două, trei astăzi. Suntem pe final acum cu timpul, dar o să prezint niște companii din alte sectoare. E clar că asta a fost tendința și să vedem dacă va continua. Asta e întrebarea mea și cu cât vor fi depășite așteptările. Asta e și mai interesant. Ok, te rog, Cătălin, ce companii ne prezinți? Am pus și pe grafic niște date, o să și dau niște informații, pentru că noi, cum spuneai și tu, la Field of Markets am cam analizat toate companiile astea, le cam știm pe de rost, dar e bine să le repet și am ales diferit de cei dinaintea mea, tocmai pentru că sunt niște companii, poate să spunem, de value, de ciclice, dar nu neapărat, pentru că, iată, Nike, am ales, începem cu Nike, o companie care a câștigat extrem de mult și câștigurile, vânzările au depășit estimările. Asta de ce? Pentru că au fost venituri record în America de Nord. E cea mai mare piață a lui Nike, e clar. Și am avut și câștiguri mari pe online. Și o să dau niște, dincolo de cifrele astea, earning per share-ul vedeți, de la o așteptare de un forecast de 0,51 la 0,93 de dolari. Păi asta, dacă facem un calcul, și 80%, da, mai mult. Este una din, de-aia am și ales-ul, este una din depășirile record, să spunem așa, ceea ce este absolut fabulos. Venituri de 12,34 față de 11,01, da? Anul trecut, da, în aceeași perioadă, 6,31, deci o dublare. Asta spune tot, eu nu vreau să mai comentez cifrele astea. Ce aș specifica, că multe companii au raportat pe o perioadă încheiată la trimestre diferite, anul fiscal de ăsta, Nike se termină la 31 mai, anul fiscal. Capitalizarea a ajuns acum, suntem la maxim istoric și o să ne uităm și să comentez puțin graficul, la 211 miliarde de dolari, un PER așa aproximativ 47 față de o industrie de 20-19, aici e o cifră foarte mare,
Dar ce mă interesează? Mă interesează perspectivele, pentru că deja acum se tranzacționează perspectivele. Cineva care intră acum în piață, mai ales că avem și maxim istorii pe acțiunea asta, nu intră pentru că a raportat bine în trimestrul trecut sau anul ăsta sau anul trecut. Nu, intră pentru că, asta bine dacă faci o analiză pertinentă, intră pentru că are așteptări pe viitor. Și atunci are așteptări foarte mari dacă intră la maxim istoric. E posibil să, o să vedem, să urmeze și o corecție. Nike se așteaptă ca veniturile pentru anul fiscal următor să crească cu la 50 de miliarde, deci un procent de două cifre. Ei au spus un procent redus, deci asta înseamnă undeva, nu știu, până în 15%. 5,38 miliarde, am aici niște cifre, în America de Nord, de față de anul trecut. Deci e clar că cifrele astea mari obținute de Nike au legătură clară cu pandemia directă, pentru că sezonul trecut, trimestrul trecut, da, perioada trecută de, din 2020 a fost afectată de pandemie. Și atunci iată niște creșteri fabuloase, vânzări cu 29% în ultimii 2 ani, mai mari, pe o perioadă de 2 ani raportat în trecut, și totuși venituri mai mici în China. Doar 17%, repet, deci asta înseamnă un rezultat negativ când spunem doar, ca să vedeți unde s-a ajuns, apropo de companii care merită avute în portofoliu. Acolo în China a fost o problemă, sunt niște îngrijorări cu acuzații de muncă forțată, știm povestea numai, dar ei văd îmbunătățiri substanțiale și vor vedea asta lună de lună. Acum, vânzările digitale 41% în plus și 104% comparativ cu anul precedent. Și atenție, m-am uitat pentru 2019, 147% mai mult. Deci, iată, avem un răspuns și e o excepție Nike, de-aia am și ales-o. Ei au un model de membru pentru online, adică membrii care sunt primesc, cum să spun eu, primul acces, da, la produse exclusiviste, au niște avantaje. Deci aici s-au atins niște recorduri la cifre. Sunt 300 de milioane de membri la nivel global, asta spune totul. Și deci, apropo de, ca să închei acum cu lanțul de aprovizionare, cu costuri logistice, da? Cu durerile astea de cap, amintea și Ciprian mai devreme, asta a afectat industria de retail și lipsa de containere, lipsa de șoferi de camioane. Sunt factori care adunați așa puși cap la cap, împiedică mărfurile să ajungă la timp, implică costuri suplimentare și afectează business-ul. Dar iată că totuși Nike are așteptări mari pe viitor, ceea ce e bine. Ca să încheiem și cu o analiză tehnică sumară așa, grafică, suntem la maxim istoric. Întrebarea este ce va face de aici. A lăsat și un gap în urmă. Gap-urile astea se cam acoperă. Poate să fie acoperit în următorul trimestru, poate să fie acoperit în următorul an, poate să fie acoperit după 10 de ani și să rămână așa. Acum întrebarea este, va fi gap-ul ăsta acoperit curând? Habar n-avem, nu știm, noi trebuie să vedem ce perspective sunt, să vedem indicatorii, să vedem din ce sector e, care, dacă poate fi afectat de vreo criză în viitor, și să ne uităm și la risk reward, adică la cotația acțiunii să fie cât mai jos în momentul în care intrăm în tranzacție, pentru a reuși nu să facem un profit cât mai rapid. Pentru că altfel, dacă am cumpărat într-un maxim și perspectivele n-ar fi bune, am putea sta, iată cum a fost aici, de exemplu, la criza de anul trecut, să stăm cu acțiunea pe minus mult. Au fost aici niște pattern, nu mai insist acum că e târziu, dar ideea este, suntem atenți la zona asta, 145-147, mare suport, și vedem ce corecții vor fi, probabil până la undeva la 160-65, nu m-ar surprinde, după aia să meargă mai departe. Cam atâta în ceea ce privește Nike. Trec la o altă companie arhicunoscută, spunea Ciprian de Facebook că nu se vorbește. Eu n-am auzit vorbindu-se de Coca-Cola, niciodată nu e analizată, niciodată nu e... De ce? E un must, iată, o acțiune care poate fi în portofoliu, o acțiune care trece peste crize. Ok, a fost și ea afectată. Hai să încep invers cu graficul ăsta. A fost afectată. Iată, se vede ce a fost din februarie până în martie, da, anul trecut. Dar și-a revenit repede. Iată cum evoluează ea. Dacă vă uitați în spate,
a avut perioade de scădere, a avut-o cu niște concurenții ei și concurentul principal i-au luat fața în anumite, să spun, perioade de ani de zile, dar mi se pare o acțiune defensivă, o acțiune value, o acțiune pe care, dacă ai mai multe acțiuni în portofoliu, e bine să o ai, pentru că, iată, nici nu e foarte volatilă, Coca-Cola se bea tot timpul, și în criză și în afara crizei. Evident că când ne referim la Coca-Cola, dacă ne referim și vorbim doar de băutura carbogazoasă, facem o mare greșeală. Coca-Cola acum are tot felul de unități, are băutură coritoare spumante, sifonul anonim, soda, da? Are acolo, nici nu mai dau cifrele astea, au crescut volumele, dacă vă uitați pe cifre, sunt niște creșteri semnificative. Nutriție, suc, lactate, băuturi vegetale. Ce să spun, piețe, India. În India am văzut că e sub presiune, deci Coca-Cola a fost afectată de, s-a vorbit de COVID, da? India, Asia de Sud-Est, nu s-a accelerat volumul ăsta de creștere pentru că sunt foarte afectați. Dar eu spun că indiferent ce se va întâmpla, Coca-Cola va reuși să performeze și să-și crească vânzările. Ne uităm puțin pe cifrele astea complet diferite de Nike, da? Deci earning per share 0,68 față de 0,56. E puțin, dar este constant. Asta îmi spune mie că asta e creșterea Coca-Cola. Deci așa ar trebui să fie o creștere sănătoasă, așa ar trebui să fie un trend sănătos și așa ar trebui să fie depășite așteptările. Să revenim la acel 3-5%, ar fi normal și ar fi mult mai atractive acțiunile în momentul ăla. Nu ne-am mai pune întrebări, domnule, dar nu-i prea scumpă. Vezi, pe de o parte vrem să crească acțiunea mult, pe de altă parte vrem să nu scadă. Nu se poate. Venituri aici se vede foarte clar depășite, capitalizare și ea tot acolo. Sunt companii, dacă ne uităm la te comparăm cu giganții din tehnologie, care sunt la 1-2 trilioane, 250 de miliarde sunt mici, da? Dar totuși sunt companii care cresc an de an. Un PER destul de mare, dar iată mai mică industria și ce mă interesează pe mine, prognoza pentru creșterea pe viitor, da? 13-15%. Deci ei se așteptau la creșteri de un digit, cum spuneam, creșteri normale, astea sunt. Și iată, pentru restul anului și-au ridicat 13-15% earning per share și revenue de 12-14%. Mi se pare absolut atractiv, să spun, și o companie o acțiune de avut în portofoliu, de ce nu? Mai ales că poți să stimulezi creșterea, deși mulți, evident, că, da, tinerii din ziua de azi nu țin cont de ce e sănătos și văd că beau cola în prostie. Bun, deci asta ar fi cu Coca-Cola. Mai am un singur amănunt. Cheltuielile marketing și publicitate au fost dublate. Atenție! În trimestrul 2 au fost dublate față de trimestrul 2 anul trecut. Evident că atunci nu prea avea sens, atunci a redus bugetul pentru cash flow, e clar, dar acum au fost dublate. Da? Deci asta spune mult și dacă a fost și ea afectată de prețurile mai ce a fost afectată de prețurile mai ridicate. Da? E clar că e și afectată, dar compania, am văzut, pentru restul anului stă confortabil, a spus că o să crească prețurile, o să lucreze puțin la productivitatea acolo și să gestioneze cumva volatilitatea asta sporită ce poate să apară. Deci, perspective bune. În concluzie, câștigul venituri depășit așteptările și upgrade pentru profitul pe acțiune și creșterea veniturilor. Deci asta trebuie să reține. Aș merge mai departe și aș vorbi de a treia și ultima companie aleasă pentru astăzi, de Pfizer. Cine n-a auzit de Pfizer sau Pfizer BioNTech? Pfizer care și-a depășit așteptările și cu câștigul și cu venituri și atenție, deci 1,07-0,97, asta e diferența. E o diferență
normal o diferență, o să zici, bine domnule, dar Pfizer a câștigat enorm de la, au livrat peste 1 miliard de doze de vaccin la nivel global și se pune problema să mai livreze, mai ales că se vorbește de a treia, al doilea rapel, cum ar veni. Hai să vedem cum stă și cu asta. Venituri, 19 miliarde, forecast-ul 18,74 pe acolo. O capitalizare aceeași. Vezi, am ales niște companii care au cam aceeași capitalizare din sectoare diferite și companii care, unele volatile, unele nu volatile, la care poate merită să te uiți dacă să le ai în portofoliu pe perioade lungi, pe un portofoliu pe termen lung sau de speculat pe perioade scurte. Doze de vaccin în trimestrul 2 de 7,8 miliarde de dolari și și-a ridicat prognoza de vânzări 33,5 miliarde de la 26 miliarde. Aici, dacă facem un calcul, e un upgrade destul de serios. Da? Asta de ce? Se răspândește varianta Delta, e nevoie sau nu de un nou rapel? Asta e întrebarea. Și știți discuțiile și Organizația Mondială a Sănătății. Nu se știe exact dacă e nevoie sau nu e nevoie pentru ce grupe de vârstă. E un subiect, se fac în continuare cercetări, dar Pfizer, eu zic că e bine poziționat și cred că o a treia doză de vaccin în termen de 12 luni, probabil, dacă se va da drumul la asta, Pfizer va da o nouă lovitură, pentru că dincolo de ce avea planificat și ce are pentru a vaccina pe cei mulți, da, nevaccinați, va veni și cu asta pentru cei vaccinați, care sigur, probabil, marea majoritate, dacă s-au vaccinat cu cele două doze, probabil că vor folosi și a treia doză pentru creșterea imunității. Deci ei oricum vor obține autorizații, se fac teste, deci au acolo de unde și clar și-au pus în plan. Acum, ce așteptări sunt apropo de câștigul pe tot anul? 3,95-4,05 pe acțiune și vedeți că prognozele trecute erau de 3,55-3,65. Dacă facem calculele, sunt acolo 10%. Ori 10% să schimbi tu ca companie, să dai guidance-ul ăsta de la trimestru la trimestru, mi se pare extraordinar. Deci ei clar se bazează pe asta și rezultatele, atenție, nu dau tot din casă. Adică întotdeauna companiile, și asta am văzut că în discuțiile cu analiștii, am spus și la început și o repet acum la final, guidance-ul ăsta e cumva, ei nu livrează totul analiștilor, în sensul în care păstrează surprize întotdeauna ca să fie depășite, să aibă în caz de forță majoră, să spunem așa, să iasă bine în față cu niște rezultate. Și atunci luăm și acest 3,95-4,05 puțin circumspecți, așa, adică probabil e loc de mai bine. Venituri 78-80 de miliarde de dolari, estimarea anterioară 70,5-72,5, deci aici s-a sărit cu peste 10%, poate chiar, nu știu, să zicem 12%, 13%, foarte mult și aici. Deci iată, Pfizer, tocmai chestiile astea și așteptările astea au făcut ca și cotația acțiunii să crească. Iată ce s-a întâmplat aici, iată ce se întâmplă în ultimele 3 săptămâni. Avem o creștere extraordinară a cotației, suntem la maxim ultimei perioade. Atenție, în 1999 Pfizer a avut un maxim istoric în aprilie de 47,4 dolari. Deocamdată a reușit cu chiu cu vai să treacă peste zona asta 43-44. Aici s-a vorbit, au avut niște rezultate extraordinare la finalul 2018, a stabilit maximul ăsta, după aia a urmat o consolidare, o scădere. În 2020 a venit pandemia, după aia s-a vorbit imediat de vaccin. Iată ce creștere, iată ce volatilitate extraordinară. Au fost niște creșteri care n-au dus cotația peste această zonă aici de la 37 de dolari, semnalul extrem de bullish a venit aici când a spart practic și triunghiul, erau mai multe triunghiuri aici, mai multe încercări, s-a dus până în maxim aici, mi se pare foarte tehnic acest grafic și cei care tranzacționează sau urmăresc graficele știu foarte bine ce spun, pentru că formațiunea asta de lumânări, două lumânări, respingerea asta extraordinară și trecerea sub, era semnal de sell de aici, dar trecerea sub acest 61,8 FIBO, cel mai important pe mișcarea asta de care spuneam, din minimul
26,4 minimul din martie anul trecut și maximul de care vorbeam aici la 44, a făcut ca aici să fie un semnal extrem de bearish. Și s-a vândut în dragi. Până la urmă au fost și marcări de profit. Nu știu dacă știți, dar au fost discuții și de CEO care și-a vândut din acțiuni când au fost prețul aici sus. Evident că apar astfel de discuții, nu era nimic interzis, dar totuși asta a dus la vânzări. Și ce a venit după aia cu perspectivele astea bune acum și cu vaccinul, creșterea s-a reluat, un triunghi aici de continuare și suntem la o zonă de maxim, să vedem ce se va întâmpla. Aici a fost de multe ori și buy the rumor, sell the news, aici pentru că cu siguranță când a început să vândă vaccinuri și s-a dat liber, da, la finalul anului trecut și începutul anului ăsta, s-a marcat profitul, deja crescuseră într-un aproape, da, deci să spunem aici undeva eram la finalul martie, da, și până la finalul anului deja crescuse de la 26 la 44. Deci o creștere mare s-a marcat pe cifre și pe livrare, a livrat vaccinul. Deci cam asta ar fi, fără să dau foarte multe detalii, am tot comentat companiile, dar pe mine asta m-a atras, adică niște sectoare diferite și niște companii extrem de solide, companii care vor livra și în continuare, pentru că Pfizer, atenție, și cu BioNTech, nu numai pentru anticovid, vaccinul ăsta anticovid, nu, asta lucrează, ei vor dezvolta vaccinuri și tratamente pentru alte boli și cu siguranță e o competiție mare aici între companii, dar cu siguranță gigantul se va poziționa bine, sunt convins de asta. Cătălin, îți mulțumesc frumos pentru prezentare, foarte interesantă, ca de obicei. O să spunem că tu ești un adept al analizei tehnice și faci niște analize tehnice foarte, foarte interesante de fiecare dată. Când. Bine, acum a fost ceva pe scurt, așa, niște poziționări, niște grafici, așa, un fel de analiză scurtă, dar nu e o analiză tehnică în adevăratul sens. Ce aș vrea eu să te întreb. Consideri că la actualele prețuri multe dintre cotații sunt supraevaluate? La americani? Da, la americani. Sau pe piețele externe în general. Eu am o părere personală că piețele s-au schimbat. Viața s-a schimbat, totul s-a schimbat și economia se schimbă tot, trecem la digitalizare, la altceva, s-a vorbit aici, da, de o să zboare mașinile în curând, o să fie alte chestii, e un progres extraordinar. Ce a fost în trecut vechiul normal nu va mai fi nou normal și atunci eu am văzut că și piețele financiare s-au schimbat foarte mult. Existau corelări înainte, existau indicatori, da? Ne uitam la PER, ne uitam la dividend yield, ne uitam la alte și mai alte chestii. S-a vorbit de lira sterlină, se corelează valutele de multe ori, dar asta s-au schimbat. S-a vorbit de argint, de aur. Păi aurul a mers de multe ori anul ăsta ca indicii bursieri, ceea ce pe de o parte ar fi logic, pe de altă parte ilogic. Bitcoin-ul, s-a vorbit de Bitcoin că e ca o protecție contra inflației sau contra dolarului, s-au făcut tot felul de comparații. Eu spun că nu mai trebuie să ne raportăm la ce a fost și evident că trebuie să avem niște repere, dar nu cred că acele repere mai trebuie să fie, adică dacă ne uităm la PER-uri și vedem PER-uri de 2-3, de 2 cifre, să zicem, sau de 30 sau de 50, e pentru că sunt mulți bani în piață, e pentru că piețele merg altfel acum și atâta timp cât banii ăștia vor exista, acțiunile vor crește, chiar dacă se spune că... Gândește-te de cât timp se vorbește că sunt supraevaluate, da? De vreo două trimestre se vorbește și ele tot au crescut. Și iată cum cresc în continuare și avem maxime istorice. Cine se pune contra pieței are de pierdut, da? Gândește-te că au intrat unii short acum câteva luni fără stop loss sau fără, gândește-te că își falimentează conturile. Eu cred că unele sunt supraevaluate,
altele nu. Cred că unele acțiuni și unele sectoare vor evolua diferit și de acum încolo, măcar pe termen scurt, dar eu mai spun ceva, Mircea. Tendința nu va fi dată de rezultatele financiare, nu. Tendința e dată de sentimentul din piață, care e influențat pe de o parte de ce trăim acum, da, de redeschiderea totală a activităților, a economiei, sau de creșterea cazurilor de COVID, da, și asta influențează, dar în mare măsură în America contează inflația și piața muncii. Deci la astea să ne uităm, adică la ce se uită Federal Reserve. Deci noi trebuie să fim cu ochii pe Federal Reserve, pentru că deciziile Federal Reserve mișcă dolarul american. Și dolarul american mișcă și piața Forex, și bondurile, și acțiunile pândeviere, și mărfurile, și tot. Deci, ca să încheiem așa, mama tuturor e Fed-ul și Fed-ul va dicta dacă vor mai crește acțiunile. Eu exagerez acum, dar ca să se înțeleagă mesajul. Nu indicatorii financiari. Evident că unele vor crește mai mult, altele vor mai puțin, altele vor scădea, dar până la urmă tendința generală e dată de sentimentul din piață. Ok, atunci dacă tot ai vorbit de Fed și de inflație, o să te întreb, crezi în inflația asta tranzitorie pe care o spune Fed-ul sau ești mai degrabă de părere că inflația asta va fi aici ca să rămână o perioadă de acum încolo? Știi cum e? Fed-ul și-a luat măsuri de precauție acum un an la Jackson Hole și a spus că vor accepta o inflație peste targetul ăla de 2% și a schimbat puțin, ca și Banca Centrală Europeană acum și-a schimbat politica privind inflația și acceptă o inflație și peste 2%. Înainte era aproape, dar nu mai mare de 2%. Ei, acum acceptă și mai mare de 2% pentru cât timp ei decid. Deci poate să accepte peste 2% și ani de zile. Nu mi se pare că inflația, Fed-ul și cei care au argumente prezintă argumentele pentru inflația tranzitorie, sunt valabile argumentele alea. Adică, domne, stai puțin, ne raportăm la ce a fost anul trecut pe vremea asta, că nu a fost n-a fost inflație deloc, dar era tot închis. Ne raportă, e criza asta de, a vorbit și Ciprian mai devreme, da, și asta în aprovizionare și scumpirea mărfurilor, toate astea se întâmplă, dar astea când se vor regla, evident că nu cred nici într-o inflație, dar putem să trăim cu o inflație de 3%, de 30 ceva la sută mai mult timp și nu cred că va afecta acțiunile prea mult. Ok, deci practic va conta foarte mult tonul Fed-ului în perioada următoare. Și atunci când vor veni acele măriri de dobândă, cum vor fi ele prezentate, de fapt? Corect. Până la măririle de dobândă avem tapering-ul, adică oprirea QE-ului, da, achizițiilor de active. Măcar astea le vor stopa, le vor micșora. Au început bănci centrale din alte părți sau, uite, în Canada, vecinii americanilor, o economie dependentă în mare măsură de economia americană, să reducă lună de lună achizițiile săptămânale, atenție, cu miliarde de dolari. Eu zic că piața deja a luat în calcul și nu va fi o surpriză. Toți presează Fed-ul să anunțe o reducere sau o stopare a achizițiilor. Când va anunța, deja se știe, nu va fi o surpriză. Și atunci deja investitorii se poziționează de acum și vedem tot felul de mișcări în piață. Dar mai e până la creșterea dobânzilor. Eu zic că mai e destul de mult și trebuie profita de momentul actual. Ok. Pentru că ai spus că ar trebui să profităm de momentul actual. Dacă ar fi să te gândești la 3 acțiuni pe care le-am putea cumpăra investind pe un termen mai lung, da? Pentru deținere pe termen lung, care ar fi 3 acțiuni care ți-ar veni în minte în momentul ăsta? Deci avea în minte niște acțiuni de pe Aero de la București, dar aș spune că e o întrebare generică, normal, n-ai cum să formulezi altfel, dar aș devia puțin și n-aș vrea să dau, pentru că vine, asta e întrebarea clasică, domne, sunt investitor, sunt începător, ce îmi recomand sau asta? Domne, până nu lămurești ce apetit la risc ai, până nu lămurești ce așteptări de profit ai, și până nu lămurești ce cont ai, ce mărime a investiției și mai ales pe ce durată o faci, n-am ce sfaturi să-ți dau, pentru că suntem toți diferiți și atunci
ție poate nu ți se potrivește sfatul care îi se potrivește altuia. Înțelegi? Așa cred că trebuie pusă problema. Și până nu ne lămurim cu asta, nu cred că putem da sfaturi. Eu pot să spun, bine, s-a vorbit aici, astea sunt păreri personale, evident, nu sunt sfaturi de investiții, dar și asta cu lipsa de experiență, că spui, domne, eu am 6 luni, n-am experiență, sau alții au 1 an și au mare experiență. Nu, mare experiență înseamnă de la 10-15 ani încolo, 20 de ani. Experiență poate de la 5 ani. Eu zic că până la 5 ani e bine să stăm în banca noastră, să ne facem temele, să nu ne dăm mai, că piața ne taxează și ne-a taxat pe toți și foarte bine. Am prezentat astăzi niște acțiuni, le-am ales așa, iată, și cu niște cifre asemănătoare și din domenii, dar eu zic că acțiunile astea n-ar deranja în niște portofolii, să spunem, așa, by the way. Sau ce am văzut în seara asta aici, și la Ciprian și la Radu, am văzut o felul de acțiuni clasice, cunoscute, care n-ar deranja. Acum contează pe ce termen. Că și eu sunt de părere că viitorul e tehnologic și cum spunea Ciprian, că growth-ul... Dar, pe de altă parte, dacă vine o vijelie afară, știi cum e. E bine să ai acțiuni ciclice sau e bine să ai value în portofel. Deci, până la urmă, trebuie făcut un mix de ăsta și îl faci doar știind de exact ce vrei. Mulți nu știu ce vreau și e de înțeles asta. Poate nici noi n-am știut la început ce vrem. Dacă intri în piață fără să știi ce vrei, e greu. E foarte greu. Trebuie, Cătălin, să facem următoarea mențiune, pentru că de-a lungul timpului m-am întâlnit și eu cu întrebări de genul acesta, foarte multe. Nu există o rețetă general valabilă care să funcționeze pentru toată lumea, pentru că dacă ar fi funcționat, ar fi fost foarte simplu, n-ar mai fi pierdut nimeni. Ori, păi da, dar n-ar mai fi existat piață. Capitan, sunt câștigători și pierzători. Unii trebuie să piardă ca ceilalți să câștige. Acum trebuie fiecare dintre noi să ne uităm exact, cum ai spus și tu, către ce anume suntem mai înclinați, ce domenii ne înțelegem. Ciprian a spus acest lucru. Dacă lucrezi într-un anumit domeniu, poate este mai bine să te orientezi către acțiuni din acel domeniu sau măcar una, două acțiuni din portofoliul pe care îl deții, pentru că iarăși această diversificare trebuie să funcționeze. Și încă o completare. E bine să investești poate și în moneda în care ești plătit. De ce nu? Pentru că așa măcar nu mai te supui riscului valutar într-un fel sau altul. Corect. Și cu asta poți să faci hedging și altceva. Dar aș mai recomanda ceva. Mie mi se pare potențialul bursei de la noi foarte mare în momentul ăsta și m-aș uita foarte atent. Comentăm acum extern, evident, dar nu pot să nu zic că sunt oportunități mari la bursa noastră, în simplu fapt că noi suntem în urmă. Noi avem de recuperat și și se pare că vor veni mulți bani la noi și dacă cumva îi folosim mai cu cap ca înainte, sunt șanse mari ca foarte multe acțiuni de la noi să se aprecieze în următorii ani. Așa este, Cătălin, și pentru că mi-ai ridicat un pic mingea la final, o să spun și eu că pe 1 septembrie vom avea următoarea ediție din acest an de The Power Table, evenimentul care se ocupă de rezultatele financiare ale companiilor listate la BVB. Vă aștept pe toți cu mare drag. O să discutăm de foarte, foarte multe companii acolo. Avem în jur de 30-40 de analize ale companiilor respective. Cu siguranță, știu, și te felicit pentru ce faci, o muncă intensă. Noi o facem zi de zi, știi foarte bine, și ne ocupă mult timp, dar e plăcere și la tine la fel, cred că e o plăcere să o faci și că mai mult de plăcere o facem asta, să fie toată lumea convinsă. Așa este. Și ca să ne menținem în formă. Să nu le treacă până la unii până cap alte chestii, că nu e vorba decât de plăcere. Să putem să ne menținem investițiile în formă, mai bine zis, că atât timp cât ești la curent cu ceea ce se întâmplă în piață și șansele tale de a obține profit din tranzacții cresc. Încă o ultimă întrebare pentru tine, Cătălin, înainte să ajungem în Q&A-ul cu toți cei trei invitați. Care a fost strategia ta în martie 2020, când bursele au avut acel flash crash, că nu putem să-i spunem corecție sau... Da, asemănă cu un flash crash. Da. Dacă era un pic mai scurt,
dacă erau un pic mai scurși, nu de la o lună și dura o săptămână, ziceam că e un fat finger până la urmă. Deci chiar că a fost o criză, nu? S-a resetat totul, s-a intrat în bear market, dar până se trezească mulți deja s-a revenit în bull market. A fost foarte interesant, trăim și experimentăm chestii noi. Eu sincer eram pe extern în momentul ăla. Intrasem și am intrat și ulterior short pe indici, tranzacționez CFD-uri pe extern și am rămăsesem cu niște SIF-uri de la BVB pe care le vândusem în ianuarie-februarie, sumă mică, și am adus bani și am mutat și de pe extern pentru că am simțit un potențial la BVB și recunosc că am intrat de la jumătatea lui martie până la începutul lui aprilie la BVB și de atunci tot intru și sunt pe BVB. Deci asta am făcut pe extern, am shortat, mai shortez indici, CFD-uri, în general mai puțin acțiuni, intru long pe acțiuni pe spot la București și în rest mă hedge-uiesc, să spunem așa, pe valute, pe forex și pe afară cu CFD-uri în special. Asta, mi-ai spus de CFD-uri, vreau să te întreb cum este exact cu tranzacționarea asta de CFD-uri. Cum o faci pentru începători, evident că dacă intrăm, cred că mai ținem încă 3 ore. Dar dacă cineva vrea să tranzacționeze CFD-uri, la ce trebuie să se aștepte? Care sunt riscurile? Ce ar trebui să facă? Vreau să spun, dacă eram cu un singur cuvânt cum e cu CFD-uri pentru un începător, spuneam că e greu. E greu al naibii. Ce trebuie să facă? În primul rând trebuie să înțeleagă. Până la urmă, cu CFD-uri ai și avantaje și dezavantaje. Dacă tranzacționezi cu levier și cu levier înseamnă că poți să câștigi sau să pierzi sume mult mai mari decât cele cu care intri în tranzacție. Pe de altă parte, mulți nu înțeleg. Nu poți să pierzi decât banii din cont. Nu poți să pierzi mai mult decât ai în cont. Dar ideea e că și aici, ca și pe piața de capital, spuneai că poți să pierzi pe piață. Piața de capital, acțiunile sunt piața financiară în care poți să pierzi practic cel mai puțin, că tot mai rămâi. Acțiunile nu trec sub zero, ca să zic așa, și sunt șanse destul de mari, chiar dacă intri la un moment dat într-un maxim, după câțiva ani să-ți recuperezi investiția, să treci pe profit. Pe când cu CFD-ul e mai complicat că se tranzacționează cu levier. Noroc că a trebuit să-și găsească un broker european în primul rând care să aibă banii garantați și mai ales să-l protejeze, da? Că sunt leviere acum mai mici decât erau înainte și poți să-ți faci mâna, să spun așa, dar ideea e că tot așa trebuie să aibă o strategie pe ce spuneam eu înainte și că să caute eventual pe CFD-ul să se hedge-uiască în sensul în care dacă, nu știu, cumpără acțiuni, da? Eventual să vândă niște indici pe CFD-ul dacă simte că e o perioadă de corecție de 5-10% și nu vrea să scape de acțiunile aia, să le rea mai târziu, din cauza comisiunilor sau pentru că așteaptă o perioadă în care se dau dividende și să fie înainte de dividend sau să, nu știu, să profite de anumite rezultate, iată, bune, da? Sau de anumite știri. Și atunci e bine dacă simt că piața va avea corecții, să intre pe produse derivate, nu cu să intre short, de ce nu? Ca un fel de hedging, câștigă pe o parte, pierd pe alta. Să spunem că pe partea de CFD-uri recomandarea ar fi să aveți totuși experiență în piața de capital, pentru că aici chiar trebuie să știți ce facem, sunt tranzacționări în marjă, cu levier, sunt tranzacții de pe urma cărora poți să pierzi toată suma. Asta e marea problemă, că să nu intre cu sume mici. Să nu intre cu sume mici, pentru că dacă intre cu sume mici, șansele să câștige sunt foarte, foarte mici. Asta vorbesc și pentru traderi experimentați, întrebați pe oricine. Adică e o chestie psihică, și, dar eu spun de la început și e sfatul pe care îl dau, dacă ai posibilitate, dacă tu nu-ți dorești decât să riști $1000, să spunem o sumă rotundă, nu-ți deschide cont de $1000, pentru că șansele să-i pierzi sunt mult mai mari decât dacă îți deschizi un cont, să spunem, de $10.000
Și dacă cumva strategia ta a dat greș și ai pierdut $1,000, retrageți cei $9,000 și pleacă acasă. Nu e nevoie să pierzi toți cei 10.000, dar șansele să pierzi $1,000 din 10.000 sunt mult mai mici decât să pierzi $1,000 din contul de 1.000. Asta garantat și o pot demonstra și poate pe viitor mă apuc chiar să fac cursul. Asta e foarte clar și asta ar fi primul sfat pe care îl dau, să-și deschidă un cont cât mai mare. Pentru că ar minimiza riscul. E vorba de money management, de mai multe. N-avem timp acum. Ok. Și în ultima instanță, hai să vorbim un pic și de Bitcoin, pentru că anul ăsta și numai anul ăsta au fost așa o foarte, foarte mult buzz în jurul criptomonedelor. Cum facem cu criptomonedele? Ce tranzacționăm acolo? Pentru că noi fundamentale, după cum știm, la criptomonede nu avem acolo. Tranzacționăm cumva mai degrabă știri din piață, zvonuri, tweet-uri, adaptă și mai departe. Da, tweet-uri în special, da. Asta tranzacționăm. Am și graficul Bitcoin, dacă vrei să îl share-uiesc. E un grafic pe care eu tranzacționez tehnic, da, Bitcoin, pentru că tu ai spus că, adică ai spus ce vreau să spun și eu. N-am nimic fundamental, n-am nimic, să spunem, decât zvonuri, decât știri, și atunci tehnic e cel mai bine. Și atâta timp cât mie graficul pe care l-am făcut mai de mult și se confirmă în timp această evoluție, nu pot decât să merg pe acest grafic în continuare. Deci asta tranzacționăm la cripto. Tehnic, altceva, cum ai spus și tu, zvonuri, știri sau evenimente, că sunt cei care se pricep foarte bine, se întâmplă acolo la nu știu câte luni niște chestii și se divizează alea, se împart, nu mai stăm acum să vorbim și atunci e un eveniment ăsta la nu știu câte luni la care are efect în piață. Da? Efect mai mare decât tweet-urile lui Elon Musk n-am văzut. Ce, pe scurt, dacă îmi dai voie 2 minute, am acest grafic, cei care urmăresc Field of Markets știu foarte bine, este un grafic pe care l-am finisat, să spunem așa, l-am terminat când s-a terminat creșterea asta. Marele raliu început în octombrie anul trecut pe Bitcoin a început cu anunțul PayPal, în care s-a anunțat că permite tranzacționarea, plățile prin Bitcoin și tranzacționarea ulterioară și cu alte monede, criptomonede. Aici s-a întâmplat și a început un raliu. Un raliu alimentat de tweet-urile lui Elon Musk, aici știm foarte bine, la finalul anului trecut și ulterior la începutul anului ăsta. Ce pattern am observat eu pe creșterea asta până în maximul istoric din aprilie de 65.000, să spunem rotund? Buy-ul conservator, în sensul că s-a depășit maxim, iată, maxim precedent, avem un maxim. În momentul în când piața revine peste maximul precedent, e un buy conservator, a ratat toată creșterea, dar rămâne creștere în continuare. Iată, s-a dovedit aici, se dovedește aici creștere mai mică, s-a dovedit aici creștere și mai mică, că ne apropiam de vârf. Dar în trecut sunt creștere și mai mari, iar dacă ai prins un impuls de ăsta nu-ți mai trebuie nimic. Și un buy anticipativ la media mobilă de 50, medie simplă, iată, se vede de câte ori prețul ajungea în apropierea ei, urma practic impulsul. Deci asta am observat-o pe creștere. Pe scădere, eu am spus aici și în emisiune, faptul că a trecut sub media de 50 și n-a reușit să revină peste rezistența asta 58-60, va determina o scădere mai mare. Și iată, am avut dreptate, aici s-a format și un head and shoulders și s-a confirmat, s-a dus până în suportul ăsta care se vedea de aici și psihologic 30.000. Și de atunci, dacă observi, prețul merge mai mult sau mai puțin între aceste zone 29-30, respectiv 42-43, cu mici variații și cu atenție și la psihologicul 35.000. Se vede foarte clar, media de 50 a devenit rezistență, a trecut peste ea, dar s-a oprit în linia asta de trend și ce să vezi, în media de 100, unde se oprise și aici, și dacă vă uitați în spate, e foarte importantă. Deci cei care vor o analiză tehnică mai în profunzime știu foarte clar din imaginea asta, se vede foarte clar că e un grafic extrem de tehnic. Și deocamdată ne uităm, atâta pot să mă uit, altceva nu pot să mă uit decât la alte știri, poate. Evident că tehnologia din spatele Bitcoin e altceva și e adoptată din ce în ce mai mult.
Ok, mulțumesc mult, Cătălin.